Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Laboratorul de radioterapie a Spitalului Județean Constanța se confruntă cu o criză fără precedent. După cum se vehiculează în ultima perioadă, bolnavii de cancer din județul Constanța se află în incapacitatea de a-și mai putea continua tratamentele ca urmare a scoaterii din uz a singurei aparaturi de radioterapie din județ. Prin această măsură drastică, celor peste 800 de bolnavi li se reduc șansele de vindecare și supraviețuire, amplificând starea problemei în care se regăsesc în momentul actual. Una dintre alternativele propuse de către Ministerul Sănătății ca soluție temporară pentru această situație este transferarea bolnavilor care au nevoie urgentă de radioterapie la Institutul de Oncologie Fundeni din Capitală pentru a-și continua tratamentul, cheltuielile de transport fiind suportate de către Spitalul Județean Constanța. Situația este cu atât mai gravă din perspectiva faptului că până în acest moment nu există o rezoluție clară despre modul în care lucrurile se vor desfășura pentru pacienții din județul Constanța. Propunerile făcute sunt gândite pe un termen scurt și nu reușesc să acopere necesitatea existentă. Deci, începând din anul 2013, s-au făcut multiple adrese către Ministerul Sănătății, tocmai pentru a evidenția gravitatea problemei cu care Spitalul Județean Constanța se va confrunta dacă aparatura nu va fi schimbată la timp. Răspunsul a fost mereu unul negativ, fiind adus în prim plan lipsa fondurilor. În situația Spitalului Județean Constanța se află și alte spitale din țară. Aceasta reprezentând o problemă serioasă care necesită intervenția urgentă a Ministerului Sănătății pentru remedierea deficiențelor din sectorul oncologic. Doresc pe această cale să fac un apel către Ministerul Sănătății pentru a înțelege impactul pe care încheierea laboratorului de radioterapie îl are asupra comunității din Constanța și totodată pentru a trata cu prioritate rezolvarea acestei probleme. Vă mulțumesc, deputat Ahmed Varol.